uite ce ne onorează cu prezența. Agicule, te rog să mă ierți. Sunt prost de gură și am greșit ieri. În primul rând, față de tine. Cer-ți iertare. Hai repejor că avem treabă. Păi tocmai am făcut-o. Da, față de mine, da. Dar față de tine, ciu-ciu. Zi așa. Iartă-mă, George, că stâmpit și nu pot să te ajut mai tare. Iartă-mă că nu trag să-mi fie mai bine. Zi! Iartă-mă, George, că stâmpit și nu pot să te ajut mai tare. Așa! Iartă-mă că nu trag să-ți fie mai bine. Așa, mai tare! Zi! Iartă-mă, George, că nu pot. Vezi canastea? Ia-o și bea. Hai! Belește bine urechile. Dacă te ții de treabă, în două luni împingi singur căruțul. Până în toamnă? Da, da. Mă șurcele tu? Înțelegi? Tu miști ceva. Tot trebuie să tragi mai tare, mă. Că să... Și mă, cu barba asta de sihastul la tine. Hai, fă ceva cu ea, că mă lăsărai mai încolo. Imaginile pe care le-ai văzut sunt dintr-un film care acum intră în cinema și este absolut emoționant. Rar mi-a fost dat să văd eroul principal jucându-și propriul rol în realitate sau omul care trăiește povestea aia să vină să își joace povestea și într-un film. George Baltă este un român de poveste. Este un om care a depășit niște obstacole care pe cei mai mulți dintre noi i-ar duce la dincolo de limitele disperării. Iar meritul pentru acest film, care acum intră în cinematografe și vă încurajez să-l vedeți, este al lui Teddy Necula. Bine ai venit, Teddy! Salut! Bine te-am găsit! Teddy este regizorul, Teddy Necula este regizorul filmului Mai departe, încă o dată film pe care îl poți vedea din momentul acesta în cinema și te încurajez să mergi să-l vezi. Mergi să-l vezi cu o inimă deschisă, pentru că are o mulțime de scene emoționante și destul de realiste. Mi s-a părut destul de autentic așa filmul ăsta, adică nu este doar o poveste despre eroul care depășește niște obstacole. Nu e chiar ca în povești filmul ăsta. E reclamă la necaz filmul ăsta. Reclamă la necaz. Da. Miza a fost să își joace George propriul rol. Altfel nu m-ar fi interesat povestea. E un film despre reziliență, dacă vrei. Despre faptul că nu contează de câte ori ți-o dă viața la joale, la propriu sau emoțional, cum faci să mergi mai departe? L-am cunoscut pe George într-un speech, el e și speaker, acum vreo 7-8 ani, și mi-a plăcut felul cum exprimă, cum transmite. După care, la primul meu film, la Coborâm la Prima, am făcut un test de cameră pe el. Am testat camera cu care urma să filmez pe el. Și l-am văzut cum dă prin ochi, ce arată, ce transmite. Și atunci am avut declicul ăsta, trebuie să fie un film în care el își joacă propria viață. E un exemplu de reziliență pentru generația noastră și toată echipa și toți actorii care au venit în jurul proiectului au fost fascinați de George
și de puterea asta de a merge mai departe. Asta e și de numele filmului, nu? Mai departe. Mm-hmm. Acest mai departe definește un mod de a face lucrurile care începe să ne fie un pic, un pic nepotrivit. Am devenit un pic confortabil, ne-am obișnuit că viața este destul de bună, accidentele sunt din ce în ce mai rare, moartea nu mai e la tot pasul, nu mai e după colț în lumea asta în care trăim astăzi, dar pericolele încă există. Diferența însă, ce s-a schimbat destul de mult față de alte vremuri, este că parcă noi suntem un pic mai puțin disponibili să ne tot ridicăm, pentru că nu prea mai trebuie să cădem atât de des. Și oameni ca George ne amintesc că nu e suficient să te ridici odată. Adică în film am văzut niște scene de unde a venit chestia asta, mai ales nu vreau să dau spoilere din film, dar momentul acela cu fratele lui, cel puțin mie mi s-a făcut pielea de găină. Și așa a fost în realitate și toți care au văzut filmul până acum și actorii inclusiv când au citit scenariul s-au întrebat, băi, da, chiar așa a fost? Chiar așa a fost. Și atunci cred că mereu m-am întrebat la filmul ăsta, dincolo de povestea lui, întrebarea regizorală a fost cum faci ca bărbat și ca super bărbat să rămâi cu mintea întreagă și să revii în postura de sportiv după ce viața îți ia totul într-o secundă. Și nu îți ia doar o dată, îți ia de mai multe ori, la un timp. Și aici George vine cu lecția lui pe care ne împarte tuturor. Un super bărbat. Da. Ce este un super bărbat, Edi? Pentru că m-am uitat la George în filmul ăsta și pentru cei mai mulți dintre noi să nu te mai poți ridica în picioare, să fii în picioare, și am văzut chestia asta în foarte multe situații, mai ales la bărbații la care li s-au făcut proteze. Spun că pentru ei cel mai important lucru s-au simțit din nou bărbați când s-au putut ridica în picioare în fața semenilor lor și să uite în ochii lor, de la același nivel. Cu toate acestea, George încă nu are un exoschelet din ăsta ca să meargă în picioare. Nu, dar are vreo 3 exoschelete pe interior și nu contează de la ce nivel al înălțimii e, când se uită în ochii tăi, te pătrunde indiferent în ce poziție ar fi. A lucrat mult ca să facă asta. A lucrat mult să treacă de la dorința de suicid în spital. Noroc, cum zice el, că nu prea avea cum să se miște și nu prea avea cum să se moare. Dar altfel, pe interior ar fi făcut-o. De la starea asta la starea de erou al lui, dacă vrei. Că nu e neapărat un erou pentru alții, dar pentru bătălia cu propriul meci. Cred că îl câștigă continuu. Nu e într-o zonă în care, și nu cred în eroi care, gata, am ajuns aici, de aici sunt erou și zic, cât timp trăiești, viața e sus jos, ca bătăile inimii. Îmi place foarte mult metafora bătăilor inimii. Și atunci, nu știi unde te duce. Dar dacă încerci să știi trendul pozitiv, că tot îți place cu trendurile și simți că ăla e calul care te duce departe, pentru George, calul lui a fost atitudinea de lui Beast. Și când am zis un super bărbat, și la asta m-am referit, pentru că de fiecare dată când ai contact cu jucători de rugby, vezi că sunt mulți de oameni cu suflet de copil, calți, foarte fain, indiferent că se bubuie, uite, jup coloană sau alte chestii, meci în interior, rugby-ul crește caractere. Da, asta e un sport la care altădată eram și noi super sportivi. În ultima perioadă nu suntem în cea mai bună formă, ca să zic așa. Suntem mai degrabă un fel de ciuca bătăi la rugby mai nou. Altădată puteam să fim și campioni. Aici, George, știi mai bine. Împărtășesc pasiunea pentru rugby. Chiar mă uitam zilele trecute, este campionatul în derulare. I-am văzut, spre exemplu, pe cei din Fiji. I-am văzut pe englezi, am văzut pe irlandezi. Am văzut rugby adevărat și îi înțeleg valoarea. Este subapreciat contactul fizic. Pentru bărbați, să te tăvălești, să te hârjonești, este o chestie de bază. Adică inclusiv în copilăria, în primii ani de viață,
acest joc rough and tumble, cum se mai spune în engleză, este extrem de important pentru dezvoltarea nu doar fizică, ci și psihică. Antrenează, da, într-adevăr, și echilibru și multe chestii. Dar băieții sunt făcuți să se tăvălească, nu? Indiferent de vârstă. Și am ajuns să pierdem chestia asta, că ne este frică să punem mâna unul pe altul, să ne atingem. În pandemie nu ne-au mai dat nici ăștia voie. Ne luăm la trântă prin casă singuri sau unii cu alții. Exact. Și am văzut un studiu care spune că procentul de singurătate, care altă dată era mai mare la oamenii în vârstă, s-a inversat. Oamenii tineri sunt mai singuri decât cei în vârstă în momentul ăsta. Dezvoltă relații personale, apropiate din ce în ce mai greu. Dar n-aș vrea să fim pesimiști. Nu, e o realitate pe care o văd și în liceele în care mergem, de exemplu, cu filmul, să-l prezentăm elevilor și să avem debriefing și îi simți că nu mai au bucurie conectării pe bune. Și cred că atunci când te agăzi doar de avatare, de like-uri, de tablete, bun, știm, clasica poveste, uiți cum e să împarți o bere în fața blocului la scară. Și cred că experiențele astea pe care noi le-am avut ne-au dat viață pe bune. Uite, de exemplu, în toate școlile în care am fost, facultăți de film, nu contează, am căutat oameni cu care să facă treabă, nu contam materia. Nu a contat materia niciodată, a contat să găsesc oameni cu care să pot să construiesc echipe, tot fel, proiecte, jocuri și alte chestii în dare vieță, știi? Cred că lucrul ăsta, lipsa acestui lucru duce la însingurare și atât de multă presiune pe dezvoltarea asta personală băgată pe gât, nu mai e naturală. Uite, spune de rugby și de îmbrânceală și de asta. Aia era o dezvoltare personală făcută natural, da? Lasă copilul să cadă, lasă copilul să facă, lasă copilul să vadă chestiile alea. Nu, acum, dintr-o zonă de overprotective sau de atracție la orice pas pe diverse medii, parcă uiți de cum arată o strângere de mână. Corect. Bune. Revenim la IGDLCC, îndată ce-ți spun despre sponsorul nostru, Darkom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darkom Energy și îi recomandăm. Și până la urmă, fix conexiunea asta umană, cred că l-a și salvat pe George, pentru că am văzut în film cât de importante sunt relațiile cu ceilalți. Bine, acum mă uitam un pic și la evoluția tehnologică din film. Pe parcursul scenelor am văzut cum a evoluat de la telefoane cu butoane până mai spre prezent, pentru că povestea lui s-a întâmplat... 2006, încă nu aveam smartphone-uri. Și stăteam și mă gândeam, cineva care în 2023 ar trece printr-o experiență similară, ce șanse de reabilitare reală ar avea, pentru că nu doar cei care trec prin accidente, noi toți suntem mai anxioși, mai deprimați. Da. Ce să faci cu atâta suferință, atâta supărare, atâta greutate pe suflet? Contează foarte, foarte mult cum și unde o vezi și cine te ajută să faci asta. Pentru că cred că e un lucru de la om la om și cred că nu doar dacă meditezi cu aplicații și te uiți la o mie de YouTube-uri și așa te vei vindeca, de altfel, cred că motivația ți-o câștigi sau ți-o recâștigi doar prin experiențele pe care le câștigi. Când îți dai steluțe, am reușit și chestia asta, îmi iese din nou, habar n-am, să ies la o întâlnire, să iau un job, să fiu funcțional până la urmă. Nu cred că poți să ții modele de afară. Cred că este o muncă, o luptă extraordinară cu tine ca să recâștigi, dacă vrei, să te recâștigi pe tine
în urma unui accident. Ce ne ajută acum? Dacă vrei acces mai facil la suport, emoțional, mental, fizic, dar frica mai mare de a-l cere. În același timp, cred că te depărtează de o reușită. Apropo de singurătate și înstrăinarea de care spui, sunt mulți care după un accident se izolează. La asta mă gândeam. Nu văd mai departe. Mă uitam la George în film cât de grea a fost prima perioadă după accident. Ai o traumă, de cele mai multe ori ne uităm la trauma fizică. Pentru sportivi, trauma aia fizică este mărunțiș pe lângă ce se întâmplă în sufletul și în mintea lor. Și nu am văzut sprijin pentru el acolo, în perioada aia. Păi, în afară de fratele lui, care era singurul care îl putea manevra până la urmă, nu prea dădea voie la ajutor, până când frasul l-a pus în fața cabinetului psihologic și l-a lăsat acolo. Și acolo a dat de psihologă faină, care a știut cumva să-l vârnească din starea în care era și cum a fost primul impuls. După care energicul din film era de fapt o doamnă în joasă de la sanatoriu în Techirghiol, care iar, George povestește așa, tot spitalul era speriat de acea doamnă, acea doamnă era speriată de George. Adică e clar că a fost o luptă crâncenă, cap la cap pe interior, din care cred că mentalitatea de sportiv a trecut de anxietate și de toate chestiile astea. Mă uitam la... Sunt câteva scene în film acolo în care se vede caracterul ăsta de sportiv. Oamenii subestimează cât de important este pentru psihic sportul. Și mentalitatea asta de sportiv, de campion, care l-a ajutat nu doar să se pună pe picioare, așa, cu greu, după ce a trecut, exact cum ai zis și tu, prin stări suicidale și chestii de felul ăsta, foarte multă suferință acolo, dar inclusiv în alte relații, în relații cu persoane apropiate. Din nou, nu vreau să dau spoiler din film, băi, dar ai o lecție de viață. Să fii față în față cu un om într-un căruț cu rotile, care n-a avut niciodată o stare financiară bună, într-o familie care avea destule probleme, destule suferințe și tot să fii pus în situația în care tot omul ăla care este acolo jos, la fundul sacului, să aibă sacul mai plin ca tine sufletește, cu înțelepciune. Și mai e ceva la George și la felul cum râde viața de tine. În ziua aia accidentului, George trebuie să semneze contractul de asigurare ca să fie un sportiv asigurat. N-a apucat să semneze. Therefore, chetă pe unde s-a putut și așa a supraviețuit. I s-au dat 3 ore de trăit pe bune. Nimeni nu băia să-l opereze. Cu mare insistență a fost operat și iată, a ajuns acum pe ecran. Nimeni nu i-a dat nicio șansă. Nu, pentru că e genul de accident, mai ales în rugby, care te lasă rat. Sau așa cum spune și doctorul din film, mai bine murea acolo. Mie mi s-a părut dincolo de cinism. Acum, trebuie să spun o chestie și nu o să se bucure mulți oameni care se uită la discuția noastră, o să zică că avem ceva cu doctorii. Doamne ferește, m-am învârtit printre doctori, trebuie să dau la medicină. Okay. Am tot respectul pentru medicină, medici buni, jurământul Hipocrate, toate chestiile astea. Unul din motivele pentru care m-am luat jurnalism este pentru că pur și simplu nu credeam că aș putea face față ca doctor. Dar pe studii, pe măsurate, procentul de psihopați e mai mare între chirurgi decât în media societății. Acolo e un film în sine. Da. Și când am văzut fazele alea din film în care îi se refuză operația și trebuie să vină să-l convingă să opereze, ok, trebuie să vedeți scena aia. Deci este... Și mie mi-a plăcut foarte mult cum ai făcut și filmarea și editul, pentru că este foarte românesc filmul. Dar măcar nu e așa lent. Mă bucur că zici a doua parte. E un film de public, nu mi-am dorit. De fapt, nu cred că știu să fac altfel filmele. Când simt o poveste, o simt cu publicul în gând. Cum va percepe asta? Cum fac să ajungă filmul la cât mai multă lume?
Eu dacă vrei și dintr-o zonă antreprenorială, artistică, nu mă interesează să mă bat cu pumnii ce premii am luat, mă interesează cum fac un marketing foarte bun la o poveste, cât de bine am putut să fac. Da. Astfel încât cât mai multă lume să vină să-l vadă. Dar tu ești conștient că filmul ăsta nu o să fie blockbuster? Da, nici nu poate să fie blockbuster la 300 de mii de euro buget. De unde ai strâns banii ăștia? De la, vrei să poți să dau nume sau vrei să... Da, dacă ai avut sponsori, lau de aici. Da, Kaufland, implicarea face diferența. Ei au fost primii Cathy Scheidreiter de la CSR. Ok. E un înger păzitor așa pentru mine. De-a lungul timpului, apoi Orange, Pepco, Orange, extrem de mulți. De mulți, doar din privat. Cum, care e modelul meu de business? E că mai întâi lucrez cu ei ca regizor în campaniile lor pentru branduri. Am o agenție prin care fac asta. Fie sunt speaker în evenimentele lor. Apoi le propun oportunitatea unui film atunci când la câțiva ani îmi încășună o poveste. Îi trebuie din când în când să mai faci câte un film ca să te recalibrezi. Da, da. După da. Ce faci multă reclamă, da. altfel dai multe filme în cap, așa, nu? Exact. Tu ești un tip foarte activ. Adică, încă o dată, pentru cei care nu și-au dat seama, dar cred că v-ați lămurit, Teddy nu este un om care stă liniștit la locul lui. Nu, sunt fericit posesor al unui certificat de handicap care nu își face efectul. Da. Și e fun, că eu când aveam vreo 12 ani... Știi ce mi-ar plăcea? Scuze-mă că te îndrăm. Mi-mi imaginez o scenă de film cu tine, cum te duci tu înapoi acolo la... Unde se dau certificatele astea? La naștere, la... Te duci acolo și le zici, luați-vă pe certificatul, n-am nevoie de el. Ai făcut ceva cu certificatul până acum? Bă, da. Când merg cu tipe la cumpărători, parcă îmi pe locul ăla de handicap. Ce șmecherie! E șmecherie. Și deci tu ești ăla care parchează pe bune acolo. Da, da. Și dacă că mai sunt și... Dacă n-am semn în geam, îmi las bastonul, știi? Da. Și din pensia de handicap, plătesc cam un sfert din Uber-ul. Adică... Tu ești client obligat la Uber. N-ai de ales. Obligat, bă da, așa pe da. E mai bine așa decât să fii panic în trafic. E ok așa. Da, l-am văzut pe George conducând în film. Da, absolut. El conduce. Conduce. Mm-hmm. Foarte tare. Mie melene. Cum adică? Înghidim mele. E vorba și de traficul din București și cum m-am obișnuit să nu conduc. În schimb, din când în când, pilotez avioane mici. Mi se pare mai interesant la aeroclub. Însă, în trafic, m-am obișnuit pasager. Și cumva, cu traficul din București, frundei, probabil că reflexele pe care am nu neapărat m-au încurajat să fac asta. Dar parcă s-a mai domolit un pic traficul din București. E aglomerat. Sigur, stă pe loc. Stă pe loc, nu? Nu ne grăbim nicăieri. Nu m-a tras. Sine, am mașină, dar nu conduc. Uite, una din chestiile pe care eu le spun la evenimente, unde mai vorbesc eu prin firme și așa mai departe, este despre... cum văd eu evoluția asta a tehnologiei și unul dintre cele mai simple exemple pe care îl dau, nu știu dacă știi tu povestea cu mașina de la Google. Știi prima mașină de la Google, Google Car? Știu ceva. Arăta așa ca o buburuză, n-aia stupidă. Așa. Cea mai urâtă mașină din istorie. Ok. Și la un moment dat, mașina aia a fost oprită de poliție, că mergea prea încet. Știi? Și pe locul șoferului, bine, acum facem o metaforă, dar pe locul șoferului era un domn în vârstă, care nu avea nici volan, nici pedale, dar el era pe locul șoferului. Ok. Domnul ăla avea și el un handicap. Ce handicap crezi că avea? Nu vedea. Exact. Ești primul care se prinde. Aș fi vrut să zic că era Ion Iliescu, că așa l-ai descris. Da, nu știu. Da. Da, nu vedea. Omul era nevăzător. Și nevăzătorul acesta era pe locul șoferului, fără volan, fără pedale, fără nimic. S-a urcat în mașina aia extrem de urâtă, dar mașina aia făcea magie. Îi zicea cu gura unde să-l ducă și el ducea acolo. Îți dorești așa ceva? Probabil că da. De nou, nu e că n-aș putea conduce. Am condus, dar să nu știe poliția, dar nu pe străzile
principale. De ce? N-ai voie să-ți iei permis? Cum? N-ai voie să iei permis? Ba da, am voie. Nu mă simt eu safe pe zi, pe lumea de... Doar în condus, nu în alte chestii. De altfel ce-am zis, în aer n-am nicio treabă. Dar cumva ca participant la traficul ăsta, nu m-a atras. În schimb, mă atrage orice zonă de asta de dezvoltare a tehnologiei care îți suplinește anumite dizabilități. Da? Și atunci o mașină ca asta clar că ar deschide porțile către o lume a mobilității pentru foarte mulți dintre noi. La fel cum e proiectul ăsta Românesc Lumen, probabil că ai povestit despre el, care sunt niște ochelari speciali care ghidează deficienții de vedere prin magazine, prin tot felul de lucruri. Dar, din nou, îmi place foarte mult să combin umanul cu tehnologia și îmi place să povestesc cu șoferii, știi, oricare ar fi ei. A, tu practic faci mecheria pe care am mai auzit-o la jurnaliști și oameni de comunicare, că practic te folosești de șoferii ca să înțelegi lumea și societatea. Și mai e ceva pe lângă asta. Mi se pare că te prinzi de vibe-ul unui oraș după vibe-ul taximetriștilor din orașul. Eu sper că nu e la tot vibe-ul nostru. Nu, și eu, mă te gând cu bărânul, dar și în lume, știi, unde îi vezi mai presați așa, parcă îți dau, fiind utilizator de taxi, până să apară ride-sharing-ul de orice fel, am împărțit multe chestii. Taximetriștii din București, oricum, întotdeauna au fost ceva aparte. Da. Niște lecții din alea de supraviețuire, antreprenoriat, din ala hardcore. Ca să nu spun altceva. Dar spuneai o chestie pe care o consider importantă, ziceai, despre faptul că mașinile astea autonome ar deschide o lume a mobilității. Absolut. Pentru foarte mulți. Ai idee pentru câți? Nu am. Pentru că am studiat o chestie asta. Te rog. În România sunt peste 250.000 de oameni care nu au acces la mobilitate. Mm-hmm. Oameni care stau toată ziua în casă sau într-un scaun cu rotile, pentru că orașele noastre nu sunt făcute pentru oameni cu dizabilități. Și nu sunt puțini oameni ăștia. Nu. Știu oameni doar cu o dizabilitate fizică care nu pot ieși din casă. Din cauza faptului că nici măcar la bloc nu ai minimul ăla de accesibilitate. Sunt probleme și istorii, dacă vrei, care din păcate se continuă și cumva și așa ajunge în singurat. Doar că mai am eu o vorbă, că pentru a te handicapa singur nu trebuie să fii handicapat. Și atunci cumva, dar eu nu cred în politică licorit, să lăsăm această vrăjeală. E vorba de, pentru mine e așa, mai cărat păscării de alea, ai mers cu mine an de zile, am băut împreună, am făcut treaba împreună, zic cum vrei. Nu e despre Teddy. Ce scos pe gur, Teddy. Nu despre ce scos pe gură, ci despre cum simți despre celălalt, știi? Ok. Părerea mea. Cred că cu toți am înțeles cât de nasol, nașpa, rău, urât este să stai în casă, mai ales după pandemie. Mm. Dar sunt mulți dintre noi, echivalentul unui oraș mare din România, oameni care sunt în pușcărie, în casă, în fiecare zi, toată viața lor. E drept. E înfiorător. Nu avem nici servicii sociale care să suplinească chestia asta pe bune și atunci dacă n-ai noroc, vezi George cu fratisul, dacă n-ai noroc de cineva în casă care să te expună, să te ducă, să-ți arate, să se lupte fizic cu tine, că de-aia mamele tineri cu handicap să se rup de șale și se rup de sănătate pentru că cară fizic. Da? Și atunci neavând suportul pe care îl găsești în alte țări ca tehnologie, mijloace, scripeți, toate chestiile posibile, e greu. Și atunci renunți. Și mai intervine și acest mare handicap, rușinea. Că ce o să zică lumea dacă mă vede cu ăsta afară? Ce o să crede lumea despre eu? Asta este o atitudine normală. Dar venind după niște mulți ani în care inclusiv părinții mei la 8 luni, când au descoperit că am handicap, părinții mei
au fost încurajați să mă lase la cămin și să facă altul, că sunt tineri. Căminul ăla era un lagăr în care în 3-4 nu mureai. Și venim după un sistem în care cei cu handicap neacceptați de familie în primă fază nu erau acceptați nici de societate. Și atunci cum să fac chiar să vină în zona asta mai, de părinți mai tineri, dacă vrei, care cumva înțeleg că nu e în cap de drum. Slavă Domnului, s-au mai schimbat lucrurile în bine, dar noi vom păstra multă vreme rușinea aia. Shame of a Nation, am vorbit cu Sebastian Văduva aici despre povestea aia. Îmi povestea Sebastian că s-a întors în România de rușinea pe care a simțit-o și responsabilitatea față de copii după ce a văzut acel film, Shame of a Nation, rușinea unei națiuni pe care noi o să o ducem multe vreme de aici înainte. Ăla e un genocid unde vinovatul este în interiorul ogrăzii, nu este din exterior. Dar cu toate astea, hai să devenim un pic pozitiv, vrei? Păi eu cam așa sunt, da. M-ai dus acolo. N-a fost cu intenție. Nu-mi place în interviuri să storc emoții, chestii genul ăsta. Andreea Marin face asta. Mai face? A, mai face, încerc. Dar nu mult. E ok. Dar există public și pentru aia, știi absolut, și tu. Da. Îmi place ce face Andreea, e ok. Dar ce voiam să povestesc cu tine, pentru că tu ești un tip destul de fresh așa, hai să ne imaginăm o lume în care oamenii aceștia cu dizabilități redevin egali. Nu doar în percepție, ci mai ales în posibilități. Mm-hmm. Pentru că degeaba spune noi că George este un super bărbat, pentru că este. Mm-hmm. Degeaba spune că și tu ești un super tip. Da, dar la conversații cu tine, oricând mi-aș imagina, nu o bere, cel puțin 5. Și am avea ce povesti și după aceea mai luăm încă 5. Nu asta e problema, mă refer cum facem să oferim acces, cum ai zis tu, la o lume a mobilității, dar și la oportunități, la o viață egală pentru oamenii ăștia. Și tu știi că instinctul meu, prima oară, eu mă duc în tehnologie. Mm-hmm. Acum mentalitățile se mai schimbă lent, se schimbă, dar tehnologiile cred eu că se vor schimba mai repede. Și am vorbit despre mașinile autonome. Eu îmi pun speranța că mașinile alea autonome, la care te duci, se deschide ușa, te urci, te duci unde ai tu nevoie, vor deschide lumea pentru sute de mii de români. Mm-hmm. Și la nivel internațional pentru zeci, sute de milioane de pământeni, care dintr-o dată vor avea vieți mai bune. Nu normale, dar mai bune. Dar în afară de mașinile astea, tu la ce te uiți? Că sunt convins că te mai uiți și tu la ce mai apare. Eu mă uit și la faptul că chiar dacă ai mașina aia, dar nu știu unde vrei să te duci cu ea, degeaba o ai. Și aici mă refer un pic la o dimensiune, hai să spunem, antreprenorială, pe care ar fi mega util să o ai ca persoană cu orice fel de dizabilitate. Și, by the way, vorba mea este că nu puteți fi handicapat pentru asta. La ce mă refer? Sunt mulți care nu și-au descoperit cum poate să se exploateze. Ce au de vânzare, în ghilimele. Chiar dacă mă duc să-mi caut un job, e foarte greu, vorbeam cu Kaufland, chestia asta, care este cel mai mare angajator de persoane cu dizabilități, e foarte greu să-i găsești. Pentru că un mare handicap e ăla social, în care ești obișnuit să stai acolo cu minte că ai o pensie de handicap, că poți să fii ok, nu se știe ce păcești după ce ai tăi dispar. Și atunci cred că o latură cât de cât antreprenorială ar deschide extrem de mult lumea asta. Fantastic. Cred că e și la nivel personal. Deci tu vrei să spui că persoanele cu handicap trebuie cumva să-și descopere acest curaj de ieși din, nu poți să zici zona de confort, dar este o zonă de confort. Este o zonă de confort, prost confort, dar este. Eu dacă nu eram căpost în liceu și, de exemplu, mă dau exemplu, dar pe zona asta de antreprenor, nu că aș fi neapărat un model de urmat, nu mă consider, dar dacă nu, aș fi avut zona asta în care să vreau să iau contact cu companii, cu agenții, mi-am luat refuzuri, mi-am luat strâncuri, normal, mi-am luat de tot, mi-am luat aprobări, mi-am luat bani, mult pe ceea ce am făcut. Rămâneam un tânăr cu handicap care pot
poate că făcea website-uri acasă, deși și aia era o zonă antreprenorială. Dar putem să rămân și fața unui televizor și să aștept 1000 de lei pe 15 ale lunii, cu care nu faci nimic. Cred că dacă ne-am descoperit latura asta în care ne vedem, valoarea, ce avem de dat, în orice fel de domeniu, și contribuim cumva, dacă vrei, în zona asta de antreprenoriat sau de parte a unor antreprenori care dezvoltă ceva pe domeniul pe care noi suntem capabili și buni să o facem, fiecare în parte. Nu e o generalitate. Ok, dar la ce pot fi buni oamenii cu handicap? Pentru că e o chestie din natură care spune că în momentul în care pierzi o anumită abilitate, se întăresc altele. Păi da, dar nu e un răspuns general. E vorba de caracterul, pregătirea și percepția fiecăruia. Cu un pic de formare, în acord cu abilitățile tale, nu cu dizabilitățile, poți performa pe subiectul ăla. La mine a funcționat asta cu creativitatea, la alții funcționează abonăm, că este contabilă sau pe cifre. Dar cum ți-ai dezvoltat tu creativitatea? Hai să mergem pe exemplul tău personal. Eu am avut șansa la 12 ani să joc într-un film, Noro, al lui Radu Gabrea, dar după care nu mă vedeam neapărat în zona asta. Căutam o muncă la birou. În liceu, în clasa nouă, în schimb, diriga a derulat proiecte europene și a trebuit să facem două scurtmetraje. Și cum nu puteam să filmez eu că pică camera, tremură imaginea, am zis că locul de regizor e unul foarte ok. Mi-a plăcut să fiu șef așa. Și pentru că aveam experiență în ONG-uri, am început să produc conținut, dacă vrei, la vremea aia, spoturi sociale, TV și documentare pe zona de ONG. Cu acest diferențiator, căutam pozitivul. Am filmat în penitenciare de femei, în grupuri vulnerabile, în orfelinate, dar unde căutam sămânța aia de pozitiv care te duce mai departe de mediul ăla. După care am trecut pe branduri, cum am trecut? Refuză? Zi. Acum, fac așa un ghici. A venit și valul ăsta de diversitate, inclusivitate, echitate și acum trebuie să mai facă și chestii de felul ăsta firmele. Și-au dat seama dintr-o dată că trebuie să o facă și pe asta. Da, dar eu nu pe chestia asta lucrez neapărat. Adică dar nu trebuie să o faci tu. Da. Au devenit ele dintr-o dată mult mai disponibile la așa ceva. Sigur, tedinecula.com. Dacă vrei să lucrăm cu o campanie cu bunii și filmez eu. Nu, că era echipa lui numai. Dar de ce? N-a zis nimeni chestia asta. Vrei să facem ceva împreună? Pe cum? Ce vrea să facem? Eu m-am început lucrarea de doctorat, de la care am fost exmatriculat acum în anul 5, pentru că n-am scris, mă rog, destul de multe de-a lungul timpului despre cum schimbi o națiune pozitiv prin mixul de content, film și știri pe care îl dai. Mă, Teddy, dar tu nu știi cum se ia doctoratele la noi? Cum să pierzi un doctorat, trebuie să ia mai jos decât bacul? Nu m-am dus. Am început așa cu avânt, după care m-am băgat în filmele. Bagabond. Dar mi-ar plăcea să facem campanii în direcția asta de creștere a vibe-ului societății, știi? A stimei de sine. Cred că pleacă mult de acolo schimbarea, știi? Eu am dat drumul în anul trecut la un material despre adicția la păcănele. Mm-hmm. Înainte să fie la modă, să dăm în ăștia cu cazinourile. O dădeam numai atâmpiți, care erau pregătit să pierdă business, să pierdă prieteni, colegi. Da. Și după ce am dat chestia aia, mi s-au mai închis niște uși, că păcănele sunt puternice în România încă. Da. Dar ce am făcut? I-am mai dat drumul ăsta. nu mă pot abține. Și știi de ce? Pentru că ceea ce spui tu că vrei să faci la doctorat, am încercat și eu la licență. Eu ca să-mi iau licența la jurnalistică, mi-am dat licența pe impactul asupra audienței, a violenței în știrile de televiziune. Pe vremea aia nu aveam noi Facebook și din astea, oamenii aflau ce se întâmplă pe planetă de la știri.
Mai ales de la ora 5. Nu, stai puțin, că la alea de la ora 5 nu spunea nimeni că se uită. Toată lumea le înjura, dar, nu, dar nimeni nu spunea că se o și uită la ele. Mm-hmm. Ei, și ce am făcut? M-am uitat eu. Câteva săptămâni la rând m-am uitat la știrile de la 5, de la 7, de la Antenă și de la ProTV. Mm-hmm. Și mi-am făcut un tabel, am făcut așa o diagramă a violenței și am suprapus. Varianta scurtă este, știi unde era cea mai mare audiență? Mm. Violență asupra copiilor. Era simplu. Când scădea audiența, violență cu copii. Și da, chestia asta funcționează. Dar până la urmă, și genul ăla de violență, a existat un caz în România despre care, evident, nu aveam social media, nu s-a viralizat așa de mult, a apărut un pic prin presă și s-a stins, un copil, dacă nu greșesc, de o vârstă foarte fragedă, după ce a văzut știrile de la ora 5, a luat o pungă și a pus-o pe cap frățiorului lui. Definitiv. Deci ce spuneai despre impact asupra societății? Unul la unul, direct. Deci nu e vorba doar de emoții, anxietate, da, integrare, creativitate, incluziune. Spanac din asta mult, știi? Știu, cuvinte. Știu că în comparație cu astfel de exemple, lupta noastră, a celor care vrem să aducem ceva mai mult bine, pare așa în van, în zadar, dar na, știi și tu că binele pic și greu, cu greu se crește, pe când rău odată vine și a făcut... Dar nu cea tamango, că binele îi învinge? Așa. Și atunci, na, sper că tot ce produc și tot ce produc și ce am putea face și împreună cândva, să dea un pic mai multă bucurie. Eu cred că feeling-ul ăsta de bucurie e un soi de sevă pentru a-ți duce viața într-o zonă mai ok. Nu cred în minuni. Chiar nu cred în minuni. Dar îmi place să cred că toate campaniile pe care le fac, toate filmele astea, sunt un soi de oglinzi pe care atunci când le vezi, ceva din tine rezonează cu ceva din ce vezi acolo și ai capacitatea să vezi un pic mai mult din pozitivul tău. Că e așa ușor să spui paie în cap și rumeguș, dar e atât de greu să te uiți în oglindă în ochii tăi și să zici, bine, boss, ai ieșit partea asta bună. Și de-aia să așa că fost în zona asta de comunicare cu scopul de a deschide puțin. Nu cred că fac minuni. Da, om. Da. Numai că fiecare dintre noi avem atât de multe exemple din altă parte despre alții care pot mai mult, fac mai bine, au mai mult decât noi. Aia ne dă în cap cel mai mult. Ne uităm și vedem ce nu avem noi. Da, nu cred în modelul. Cred că un singur model e în oglindă. Pentru că e singurul pe care poți să-l modelezi. Cred că ne dăm, din nou, ne punem în cap partea asta. Ai apucat să te întâlnești în viața asta cu modelele tale? Păi nu am. Am oameni care mă inspiră. Am oameni ale căror operă mă inspiră. Am descoperit care e regizorul meu preferat în facultate, când aveam un folder, căci na, și regizorii piratează uneori, cu filme de studiat. Și erau acolo Parfum de femeie, Meet Joe Black, The Bucket List, mai multe, și ce să vezi, majoritatea aveau același regizor, Martin Brest. Ok. De pentru care mi-am dat și licența din genul ăsta de, în ghilimele, inspirațional. Mi-am dat seama că aia e o operă, ăla e un mentor pe care îl cunosc prin ceea ce face. Dar să te ferească Dumnezeu să-l cunoști personal. Who knows? Maybe. Hai facem un experiment. Deci, îi căutăm numele. Martin Brest, mitu. Martin. Brest. Brest. Da. Controversii, vrei? Aia. Sigur să fie ceva. Mm-hmm. Whatever happened to Martin Brest? Martin Brest just disappeared from film industry after his Giggly 2003 failure. Giggly director Martin Brest admits film was a bloody mess that deserved blah blah blah. Mm-hmm. Deci a rămas efectiv și în 2023 încă mai sunt știri nasoale despre cât de prost a fost ultimului film. Pentru că de fapt despre asta e lumea, nu? Oamenii te țin minte după cel mai recent eșec. Și tu mi-ai spus atât de multe filme, la Joe Black, efectiv, am avut fiori.
Da. Deci Hopkins, clasă. Revin la, la ele de foarte mult. De altfel, cred că suntem împreună în aceeași conferință I Love Failure, în care urmează să împărtășim cele mai mari eșecuri. Ok. Nu, este... nu. Nu? Nu. Țeapă. Țeapă. Dar apropo de asta cu failure, mă uitam un pic la toată treaba asta, că am ajuns să sărbătorim și eșecul. Poate că e o etapă pe care poate să o depășim la un moment dat. Neapărat. Pentru că părerea mea e că totuși încă un punct în care îți dai în cap subconștient sau inconștient. Încă nu știu care de unde vine. Dar prea mult mă apreciem partea asta de fail, de negativ. De ce? Dintr-o îmbrățișare probabil a teoriilor dezvoltării personale și pentru că e foarte greu să apreciezi pozitivul. Zici, am făcut bine, bă, te lauzi. Am picat și am pățit asta. Vai, săracu, ce tare ești și cum te-ai revenit. Păi dacă ești să-l arătăm pe George, că e doar mare și tare și combină femei și ține spiciul și așa, ok. Nu, e unul care mișcă de la umeri în sus și uite ce-a pățit și cu ăla și cu ăla și cu ăla. Ah, da. De ce? Pentru că ne luăm exemplele dintr-o antiteză. Bine, rău. Poate, nu poate. Pozitiv, negativ. Dar problema e că atunci când, cred eu, că atunci când ne uităm către noi, e și mai greu să vezi partea bună. Fugim prin viață, și eu fug în altfel, fugim prin viață cu așa viteză, încât singurele lucruri care ne mai impactează pe bune sunt alea, sunt chestiile nasoale. De negativity bias, nu? Da. Și atunci când faci ceva bun, foarte greu să-ți dai tu ție validare. Și atunci hai să căscăm la gura la toți, să vedem cum a picat fiecare, să nu fim noi ultimii proști. Și de fapt te încurajezi comparația. Ne-a obișnuit să cărăm după noi un mănânc de cabluri semi-inutil. Unul dintre ele nu încarcă suficient de rapid, altul nu transferă date, celălalt are mufa puțin ruptă. De ce să ne ai un singur cablu care să reziste foarte bine și pe care să-l ai cu tine tot timpul, chiar și în mașină? Uite, de exemplu, un USB-C la Lightning sau un USB-C la un USB-C, care practic poate încărca și un laptop la puteri de până la 100 de W, cel puțin asta este în varianta de 3.2, cel de 2 metri, sau chiar transfera date la viteze de până la 10 gigabits pe secundă. Poți să conectezi un SSD extern, poți să conectezi telefonul, laptopul și ai un singur cablu de care să ai mai multă grijă, desigur, decât de celelalte. Ambele variante de cabluri le găsești pe gb.ro, acolo unde am testat toate produsele înainte să le punem pe site și să le putem recomanda cu cea mai mare căldură. Am auzit o chestie care mi-a rămas în minte, că noi suntem o specie care funcționează cu un hardware dinainte de epoca de piatră, care evoluează foarte lent, cu instituții medievale, okay, într-o lume care nu mai are nicio legătură cu savana, jungla și nici cu evul mediu. Și evoluăm foarte încet la capitolul ăsta, pentru că în continuare trăim cu teama că pericolul este imediat după colț. Suntem în permanent, suntem așa. Anxietate maxim. Da. Și e păcat, pentru că viața în momentul ăsta e mai bună ca niciodată pentru cei mai mulți oameni de pe planetă. Este mai puțină foamete, este mai puțină sărăcie, sunt mai multe oportunități ca niciodată. Acum, dacă ai, exact cum spuneai și tu, dacă ești din zona de confort, inclusiv ca om cu handicap, ai șansa să dai lovitura de la tine de acasă. Absolut. Sunt ai toate uneltele. Și la noi sunt super multe exemple de fel. Dă-mi un exemplu. Robert de la Lanceria. E un proiect de tot de cripto cumva, care uite, pe cai mari, pe artistic, tot orice vrei, Ioan Man, da? Cu marketing bun, cu poziționare perfectă, a ajuns să fie căutat și pe afară, să cânte, să exercite opera. Designeri destul de bine cunoscuți, ale căror nume nu-mi vin acum în cap, dar avem în fiecare domeniu. Bineînțeles. Pe parcursul anilor am întâlnit foarte mulți oameni motivați, cu dizabilități, și mă fascinează de fiecare dată motivația lor. Și cred eu că într-o lume din asta în care oamenii aparent normali
au din ce în ce mai multe unelte la dispoziție, au și această dificultate de a alege ce să aleg din toate opțiunile astea și rămân un pic așa anesteziați. Dar niște oameni care sunt într-o situație în asta un pic mai dificilă sunt nevoiți să aleagă. Pentru că ai mai puțin opțiuni și limitarea te ajută să ajungi mai repede. Da. Să fii mai, să alegi mai repede, să fii, deci, mai agil. Ce paradox! Să ai mai puține opțiuni, s-ar putea ca în cele din urmă să te ducă mai departe. Da. De altfel, decizi un proiect sau alt proiect, nu? Bă, cât timp am? O săptămână? Ok. Cât de bine poți să fac într-o săptămână chestia aia? Când îți limbi, când îți pui niște limite constructive, te ajută să crezi. Da. De aceea se spune că regizorii din comunism erau cumva mai creativi pentru că aveau limitarea cenzurii și atunci trebuie să fie foarte esteți să pună anumite mesaje în diverse scene, cadre, ca să sară sistemul. Exact. Ceea ce acum ne-am relaxat. Nu zic, e mișto ceea ce facem, dar cred că limitările constructive au rolul lor. Nu cred că trebuie să sărbătorim toate limitările. Absolut că nu. La fel cum și chestia asta cu diversitatea și incluziunea, când pui mult prea mult degetul către ea, devine segregare. Are efectul opus. Incluziunea, cea mai bună, se face natural. Uite, orice armata americană. Ai negri cu asiatici, cu ce vrei. Și-ar da... Mai nouă și LGBT. Și-ar da în cap separat, dacă te uza istoria lor. Pune împreună, dă-le un target comun și se sunt camarați pe viață. Da. Aia e incluziune, ceea ce eu numesc incluziune naturală. Creează contexte. Cred că asta ne ajută să... Contează și contextul, contează și intenția și contează și dacă pleci, dacă faci chestia dintr-un loc bun, dacă o faci cu bună intenție. Mă uitam, spre exemplu, la mișcarea asta de emancipare a negrilor din America, că a fost în cea mai mare parte a timpului pacifistă. Dar faptul că au fost, într-adevăr, ținuți sclavi un amar de timp, că au fost chinuiți, că nu au avut drepturi. Băi, deci... E un recul. Deci tu gândește-te cât de târziu s-a eliminat segregarea în Statele Unite. Da? Și cu toate acestea, persoanele de culoare nu s-au întors împotriva albilor să ducă peste în casă să îi hăcuiască. Absolut. Și să îi împuște în masă. Ceea ce vedem acum că se întâmplă lângă noi aici, în Orientul Mijlociu, unde dintr-o dată parcă uităm că, băi, ura și răutatea nu ar rezolva niciodată nimic. Singurul mod în care poți pune oameni diferiți în același loc este, băi, lasă-i să-și găsească echilibru. Nu poți să creezi comunități așa, nu poți să obligi să zici de aici înainte numai albi sau de aici înainte numai negri sau de aici înainte numai, nu știu, verzi. De parcă asta ar face diferență, știu, dacă ai lăsat doar asta. De fapt, diversitate, e bio, e natură, e cunoaștere, dar până nu e contact, n-ai cum să scapi de prejudecățile. Sigur, dacă vrei să scapi, dacă ești curios, dacă nu îți creează repulsie, da? Când perpetuăm istoriile altora sau ce ni s-a dat de la alții. Sau ce ni se, ce ni se spune. Da. Că de cele mai multe ori războaiele pe care le poartă tinerii sunt niște râci ale unor bătrâni decrepiți. De exemplu. Sau niște niște challenge-uri de care te agăți crezând că asta te va duce sus, pentru că n-ai altceva de care să te agăți. Sufletește, spiritual, uman, și atunci te agăți de niște cărlige care nu știi unde sunt agățate, cred. Sunt agățate pe Instagram în ultima vreme. Cei mai mulți oameni se agață de niște chestii, pentru că e normal atunci când ești tânăr să vrei să lupți împotriva ceva. Da? Eu. Când ești tânăr nu prea ești pentru, ești împotrivă. Împotriva părinților, împotriva sistemului, împotriva guvernului, împotriva la tot. Și ok, înțeleg treaba asta. Întrebarea este, de unde ți iei reperele alea? Că cineva trebuie să și lupte, cineva trebuie să mai scutere puțin instalația. Dar de unde ți iei reperele alea? Să te uiți doar în exterior, să nu te mai uiți în interiorul comunității tale, să te uiți în oglindă, să vezi ce poți tu să schimbi, doar să te pui în spatele
unei chestii care nu are față de cele mai multe ori. Mai nu e un acronim. Mai nu este o chestie, este o idee de genul BLM, DIE, LGBT. Și dacă stai să te uiți un pic în interiorul comunității alea, auzi, spre exemplu, că nu se înțeleg toți între ei. Absolut. Dar noi din exterior spunem, nu, sunt toți la fel, sunt toți. Păi, la fel cum și de persoane cu dizabilități, la fel, băi, sunt oameni și oameni. Sunt caracteri și caractere. Mereu zic și dau, handicapul meu cel mai mare nu e ăsta, e faptul că sunt prost de gură. Întotdeauna am pierdut. Și lumea crede că dacă vii cu o dizabilitate și uite astea preconcepții legate și de autism, domnule, sigur, e wow în toate celelalte părți. Bre, compensarea nu vine neapărat în felul cum te gândești tu, ci cum te construiești ca om, care sunt experiențele din mediile pe care ți le luat sau din cum te-ai construit tu lupta, știi? Dar există handicap mișto? Da, al meu și al George. Nu... Poate că, de ce? Dacă te gândești că în breakdance foarte mai... Băi, incredibil. Deci există inclusiv genul ăsta de râcă? Adică, nu vreau să fac cancan din chestia asta, dar sunt tare curios. Atunci când, că sunt sigur că în orice comunitate nu există numai good vibes only. Absolut, deloc. De altfel, e o chestie de stimă de sine. Dacă în comunitate, eu am pățit asta la 12 ani când am jucat în oro. La 15 ani m-am bucat să fac video și începeam să câștig și începeam să fiu vocal. Uite, ăsta era arogantul care nu mai stă cu noi, care ne certăm pe zi legea handicapului. Aveam alte preocupări. În orice comunitate există. Și nu există om perfect și mai ales că de foarte multe ori oamenii care au deja o suferință s-ar putea să nu fie fericiți tot timpul, bine dispuși. Absolut. Și nu întotdeauna bine intenționați. Există oameni buni, evident, peste tot, dar există, s-ar putea să întâlnești și niște oameni... Ține de caracterul și personalitatea fiecăruia lucrurile care inclusiv eu încă lucrez. Care e cel mai mișto defect al tău? În afară de asta de faptul că ești gură spartă. Care e o chestie foarte mișto. Dar nu, dar nu ziceam că e mișto, ziceam că sunt prost de gură și că e cel mai mare handicap al meu, nu cel mai vizibil, dar e cel mai mare. Știi partea asta de impulsivitate, de aruncat cuvinte când și unde nu trebuie? Da, pățăști. Cel mai mișto? Păi, nu știu să zic neapărat. Îl descoper. Mai am timp. Ne-am întins un pic. Mulțumim. S-a plăcut? Foarte mult. Sper că v-a plăcut și vouă. O altfel de discuție despre un altfel de film pe care trebuie să mergeți să-l vedeți. 27 octombrie deja a intrat în cinema. Îl găsiți programul pe Cinemagia sau pe mai departe film.ro. Merită să-l vedeți la cinema pentru că este o experiență colectivă. Și o să auziți în jurul vostru oameni care șterg mâcii, oameni care râd peste 2 secunde și cred că e genul de film pe care poți să-l tratezi ca 7 cărți de dezvoltare personală puse la oaltă, nu pentru că l-am făcut eu, ci pentru că povestea lui George e wow. Și trece foarte repede. Mi se pare că trece cu atât de... așa de lejer trece prin toată povestea și se leagă bine. Și ai momente în care... Cum? Și exact ce vorbeam mai devreme. Cum? Ce s-a întâmplat aici? Așa te surprinde viața. Într-o secundă te surprinde viața. Cum? Și cu bine și cu rău. E un pic diferit. Nu este un film de acțiune, nu este un blockbuster, nu este nici dramă, dar nu e nici comedie. E un pic din toate. Da. Așa că merge să-l vedeți pentru că merită. Încă o dată vreau să-i mulțumesc pentru prezența lui Teddy Necula. Vreau să-i mulțumesc și pentru că ne-a binecuvântat cu niște imagini bune din film, pe lângă partea de trailer. Vrem să vă încurajăm să-l vedeți pentru că este o poveste care nu este despre un om cu handicap, ci despre un super bărbat. Așa cum ar trebui să avem mai mulți dintre noi. Mulțumesc! Și rămân cu ideea asta pe care mi-ai spus-o, că de cele mai multe ori nu trebuie să ai un handicap ca să fii handicapat. Da. Nu? E o lecție. Teddy Necula, mulțumesc încă o dată. Dacă vreți să-l găsiți pe Teddy, teddynecula.com, nu? Da. Băgați cu bani acolo, investiți în proiecte de... ceva de sociale. Băgați brandurile acolo ca să fie bine, să nu fie rău. Mulțumesc. Și dați un like, un share și un subscribe dacă v-a plăcut. Iar până data viitoare,
încercați să faceți să vă fie numai bine.